Bună dimineața, Adriana! Neața, Marius! Ce o să ne povestești astăzi, Adriana? Uite, astăzi o să vă dau o sugestie scurtă de cum puteți să petreceți timpul în familie. Ce vă invit să faceți este să faceți un picnic în familie, în casă. Așa. Dacă aveți curte, este minunat. Dacă nu aveți curte, în mijlocul sufrageriei. Să puneți o pătură mare, mare de tot pe jos. Dar să fie un altfel de picnic, în sensul ca fiecare dintre voi, cei din familie, să aducă niște joculețe pe care să le jucați împreună. Deci să fie un fel de picnic de jocuri. Și ce altceva mai puteți să faceți în plus este să faceți o căutare de comori în casa voastră pe emoții. Adică vă ridicați de acolo de pe setting-ul de picnic și mergeți și căutați un lucru care vă face fericit în casă, un lucru care vă face să vă simțiți trist, un lucru care vă enervează, un lucru care vă trezește teamă și așa mai departe. Și apoi veniți pe rând și le aduceți și discutați despre ele. Și o să fie un alt fel de picnic în familie. Ce fain! Cred că accentul cade pe altfel, pentru că în momentul când ai spus puneți o pătură și picnic în casă, eu mi-am imaginat pur și simplu cum ăștia vin și mănâncă pe cearceaf în patul nostru și te așezi și îți mai intră câte o cojiță din aia sau ce mai ai prin ce mai, când mănâncă e ce mai răspândesc în jur și ajung să te curci și tu seara liniștit sau dimineața și te trezești cu o firmitură din aia fix în, pe față, e groaznic. Adică, și mă gândeam că ai zis picnic, nu te rog, nu spune asta. Și pe urmă, da, am înțeles. Deci să fie un alt fel de picnic undeva unde nu dormi. Asta este important, da, aș sublinia. Da. Îți mulțumesc mult pentru intervenția, Adriana, și ne reauzim luni. Pa, pa!